În revista Jurnal, Titu Maiorescu scria pe 15 iunie 1889 următoarele. Astăzi a murit Mihai Eminescu în Institutul de Alienați de o embolie, luceafărul poeziei românești, poetul nepereche. În urmă cu 131 de ani, pe 15 iunie 1889, marele poet Mihai Eminescu se stingea din viață la București, la doar 39 de ani și era înmormântat la doar 2 zile după deces la cimitirul Belu. Despre Mihai Eminescu s-au scris multe și continuă să se scrie și să se vorbească multe, așa cum spune și criticul literar Alex Ștefănescu. Dacă vrei să nu te repeți vorbind despre Eminescu, ai o altă soluție la îndemână. Să-i recitești pur și simplu poeziile. Vei regăsi în ele la fiecare nouă lectură ceva surprinzător. Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a vieții omenești. Cu povești ne leagănă lumea, cu povești ne adoarme. Ne trezim și murim cu ele. Mihai Eminescu. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.